Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local din luna decembrie, în cadrul căreia s-au discutat mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. Iar pentru că ne aflăm în cea mai frumoasă perioadă a anului, un grup de colindători i-a încântat pe cei prezenți cu cele mai frumoase colinde din zona de nord a județului Mehedinți. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, edilul Marius Creciu, alături de consilieri, au dezbătut mai multe proiecte importante de pe ordinea de zi, printre care și premierea persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani. A fost depus un proiect în valoare de peste 7 milioane de euro pentru reabilitarea parcului Aluniș, prin intermediul căruia va fi transformată întreaga zonă. Am hotărât, pentru că nu exista în Consiliul Local posibilitatea de a premia persoanele care fac 100 de ani, o vârstă extraordinară și o vârstă pentru care le suntem datori celor care o împlinesc. Le vom da un premiu în bani. Într-adevăr, vom transforma ce dădeam până acum mămicilor la primul copil într-o sumă de bani, într-un voucher social. E o sumă minoră, dar poate îi ajută 300 de lei. M-am aprobat astăzi pentru depunerea unui proiect extraordinar pentru Parcul Aluniș sau Valea lui Dinu, cum o știu severinenii, un proiect de peste 7 milioane de euro în care vom transforma întreaga zonă. Va fi un parc modern, un parc cu valențe sportive, culturale, vom avea acolo o scenă, vom avea terenuri de sport, pistă de bicicletă, vom avea parc, vom reface zona de arbori, vom pune flori, deci va fi o investiție foarte mare și extrem de importantă pentru tot municipiul, dar în primul rând pentru zona respectivă. De asemenea, tot pe fonduri europene va fi reabilitată și școala generală numărul 15 din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Va fi refăcută instalația electrică, termică și sanitară. Tot astăzi am aprobat un lucru mai puțin benefic pentru primărie, dar necesar, acela de a reduce posturile. Am redus 60 de posturi din primărie, 12 posturi de șef de servicii. Nu dăm oamenii afară, dar aproape toate posturile libere le ducem și unora dintre angajații primăriei le scad salariile. De asemenea, un proiect la care țin foarte mult, cel de modernizare a stațiilor de autobuz, un proiect în cadrul modernizării transportului în comun din municipiu, încercăm să-l facem mai atractiv, încercăm să-l facem valabil pentru cetățeni. Este important să avem un transport în comun rapid, modern, care să vină să suplinească lipsa automobilelor. Vrem ca severienii să folosească cât mai mult transportul în comun. Vedeți, am luat și acele autobuze electrice. Aceste stații electrice vor fi moderne, vor avea afișaj electronic, oamenii vor ști sistem de ticketing, oamenii vor ști în cât timp va veni autobuzul. Vrem să facem acest lucru în tot orașul. Deocamdată avem 15 stații pe care le vom moderniza, 15 stații importante, dar este un pas în ceea ce vrem să facem cu transportul în comun din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Se va pune accent de asemenea și pe modernizarea transportului în comun pentru a atrage pe cetățeni către acesta. Noile autobuze achiziționate pe fonduri europene în valoare de 6 milioane de euro cu autonomie de până la 200 de kilometri vor contribui semnificativ la protejarea mediului. Primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, este alături de comunitatea sa, dorind să atragă cât mai multe proiecte menite să ducă la modernizarea orașului nostru. Vasile, mie să-mi dai colacul cel mai mare, că eu am fost primul la poarta dumitare. Având în vedere faptul că aceasta reprezintă ultima ședință de Consiliu Local a anului 2023, au fost aduse mulțumiri tuturor consilierilor pentru buna colaborare și pentru faptul că a fost uitată culoarea politică, totul fiind în beneficiul cetățeanului.